Lucrurile schimbătoare se împart în lucruri fizice, suc. Suc înseamnă corp sau formă. Și aici v-am scris din sutra inimii. Suc tongpa o, tongpa ni suc so. Suc le tongpa ni shen mai in, tongpa ni le suc shen mai in no. Deci suc este formă. Când spunem formă în literatura budistă, ne referim la lucrurile fizice. Dar și sunetele, gustul, mirosul, tot ceea ce este fizic, este inclus în această de categorie a formei și a corpului. Deci, formă, da? 2. Lucrurile mentale. Șepa. Șe, prima literă, prima silabă de la șerab. Șe înseamnă cunoaștere. Șepa, lucruri care pot fi cunoscute. Lucruri care sunt mentale. Da? Am mai avut înainte cuvântul șeja. Lucrul cunoscut. Orice obiect din univers care poate fi cunoscut. Deci șepa sunt lucruri mentale, iar șeja lucruri fizice. 3. Lucruri care nu sunt nici fizice și nici mentale. Da? Den min duje. Deci avem un al treilea, o a treia categorie. Lucruri care nu sunt nici fizice și nici mentale și o să înțelegeți acum despre ce vorbim. Lucrurile fizice se schimbă? Da. Se schimbă lucrurile mentale? Da. Și asta spre norocul nostru când suntem supărați. Da? Lucrurile mentale se schimbă. Pentru că suntem supărați și nu se schimbă nimic. Vă dați seama ce ar fi în lumea asta. După care. Deci aici am făcut din o altă schiță. Toate fenomenele, toate lucrurile care există sunt neschimbătoare, schimbătoare. Cele schimbătoare, fizice, mentale, nici fizice, nici mentale. Deci vom defini în continuare lucrurile fizice, suc. Definiția lucrurilor fizice. Deci aveți aici trei rânduri, cum ar veni, așa au fost spuse, ca să-mi fie și mie mai ușor că cursul e lung și l-au pus concentrat. Deci aveți suc su rungua, suc chi țeni. Ce înseamnă țeni? Scrie pe aici? Da, scrie. Țeni e definiție. Țauai regja. Da? Deci începem cu suc, chi, țeni. Definiția lucrurilor care nu sunt fizice. Suc surungua. Rungua, în general, înseamnă potrivit, adecvat, dar aici are sensul de a arăta. Suc surungua înseamnă orice lucru care poate fi arătat ca fizic. Aceasta este definiția. Dacă pot arăta cuiva ceva, acesta este un lucru fizic. Dacă pot să arăt sau să indic sau să ilustrez sau să explic ceva cuiva sau să măsor, se numește fizic. Deci acestea sunt lucrurile fizice. Sung surunga, prin definiție, este orice ce îl putem indica ca fizic. Imediat o să ajung și la celălalt. Exemplu, deci aceste rânduri, de fapt, includ și un exemplu ca să ilustreze. Sau e regja. Regja înseamnă
atingere, simțul tactil, sau ei cald, cald la atingere. Deci dacă putem spune este cald la atingere, este un lucru fizic. Are anumite proprietăți. Deci acesta este exemplu dat în literatura budistă. Ciudată definiție pentru mine, așa. Deci tot ce pot arăta ca lucru este un lucru fizic. O să-l măsor. Interesant. Definiția lucrurilor mentale. Sel, shing, rikpa, shepei, ceni. Și avem deua ieși. Shepei, ceni înseamnă definiția lucrurilor mentale. Sel înseamnă clar sau luminos. Aici sensul este de fapt invizibil, ceva care nu se vede. Shing și rikpa, conștient sau cunoaștere. Definiția lucrului mental este ceva invizibil și conștient. Și aici vorbim de minte. Mintea este invizibilă și conștientă. Exemplu pentru lucruri mentale, l-ați scris aici, deua ieșe, deua fericire, ieșe înțelepciune. Acestea sunt lucrurile mentale. Să vă gândiți. Lucrurile mentale, fericire, înțelepciune. Definiția lucrurilor care nu sunt nici fizice și nici mentale. Den min duje, duje, bemshe, gangrung, mein pei, duje. Bem. Este prescurtarea cuvântului bempo, materie fizică. She, lucru mental. Gangrung, urcare, adică sau fizic sau mental. Maimpa nu este, nu este fizic și nici mental. Duje este un lucru produs. Deci, definiția unui lucru activ care nu este nici fizic, nici mental, este un lucru produs care nu este nici fizic și nici mental. Este un lucru produs care nu este nici fizic și nici mental. Și o să venim cu exemple. Un pic am... Așa e definiția. Ok. Hai să vedem. O să vedeți acum, imediat. Da. Da. Exemplu de lucru care nu este nici fizic, nici mental. Kangsak. Kangsak înseamnă persoană, om. Adică, când spun de exemplu Lucica, nu este nici corp, nici minte, este o etichetă pe care am lipit-o pe ceva. Este un concept. Un concept este ceva care nu este nici fizic și nici mental. Deci este un lucru produs care nu este nici fizic, nici mental. Și aici cineva a întrebat, visul intră în această categorie care nu este nici fizic, nici mental. Este oare visul un lucru? El este iupa, un lucru existent. Dacă ne amintim de definiția pe care am dat, un lucru existent este un lucru perceput de percepție validă.
O percepție validă necesită o minte care este netulburată, da? Care nu e confuză. Mintea unei persoane adormite nu este o minte neturburată, scuzați-mă, neperturbată. Mintea în vis este nu este o minte clar, adică nu este ceva clar. Deci, prin urmare, nu poate fi considerat ca a fi existent. Și dacă nu este existent, nu are rost să-l clasifică. Deci, budiștii nu clasifică visul. Visul este perceput de o minte care nu este de o minte care este cum să spun? Da. Da, puteți să spuneți că da, putem visa și că este atât de clar, că nu știu ce și cum, da? Suntem în situații, dar dacă se merge pe definiția existenței, da? Visul nu este ceva care există. Da. Atunci l-am spus că dacă nu există, nu are rost să-l clasificăm. Ok. Cum se desfășoară dezbaterea? Cum se deschide dezbaterea? Deci când o să faceți dezbatere în perechi, veți decide cine este atacantul și cine se apără, da? Uneori, o să vedeți, se poate face dezbatere în grup. Și o să vedeți și în film, cred că am prins acest fenomen. Dacă este în grup și, să zicem, cel care atacă nu atacă bine și celălalt, eu știu, are idei mai bune și vrea să aducă argumente mai bune, dă la o parte primul și atunci atacă celălalt. Deci se poate face și în grup, o să vedeți și în film. Da, nu-l dă cu agresivitate, așa cum, dă la o parte. Să vedeți ce energie au. Cred că ați văzut, nu vă spun ceva nou. Deci atacantul începe dezbaterea prin a se apropia de apărător, pune un genunchi, da? Se pune un genunchi pe pământ, își împreunează mâinile și spune di jitar tu chen. Di, așa cum știți, di, de fapt este di, 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 di. Este mantra rădăcină a Lordului Manjushri. Deci este un înger. Da? Di Jitak Chuchen. Mantra al lui Manjushri. Deci un înger care ține în mână o sabie în flăcări și este considerat Buddha înțelepciunii. Deci folosim silaba di, care înseamnă înțelepciune. Jitar, aceasta. Chuchen înseamnă să luăm în considerare. Hai să vedem. Deci atacantul spune di jitar chuchen, adică hai să dezbatem. Da? Deci di trebuie spus așa mai lung. Deci, pentru cei care au hotărât să dezbată, trebuie să stabilească subiectul. Eu am zis silogism, poate să fie un enunț logic, m-am folosit și de una și de alta, un enunț logic sau silogism are trei părți. Deci, trebuie stabilit subiectul. Tong pani chu chen. Să considerăm vacuitatea. Deci, chu chen, cum am zis, să luăm în considerare. Subiectul ales trebuie să aibă două condiții. Unu, în primul rând, ambele părți trebuie să fie de acord cu subiectul. Pentru că dacă soarele este subiectul și unul crede că soarele că este soarele de pe cer și celălalt crede că este unul dintre canalele energetice din corp, nu vor ajunge nicăieri. Deci ei trebuie să fie
de acord că vorbesc despre soarele de pe cer și nu de canalul central. De aceea, subiectul trebuie clarificat de la început. În primul rând. Doi. În al doilea rând, trebuie să cum să mă exprim? Să vă dau un exemplu. De exemplu, dacă vreau să o conving pe Livia că lucrurile sunt goale, iar Livia este deja convinsă că lucrurile sunt goale, atunci nu are rost să ne mai pierdem timp. Ați înțeles care e? Deci subiectul să fie clar. Adică nu să fie clar. Nici așa. Da, adică dacă ea e de acord că lucrurile sunt goale, la ce să mai dezbat? N-are rost să mai dezbat. Poate așa pentru antrenamentul nostru, nu așa? Putem să ne antrenăm. Deci scopul polemicii, a dezbaterii, este mai puțin, este de a mări înțelepciunea, de a mări înțelegerea noastră. Dacă amândoi cunoaștem subiectul, n-are rost să-l mai dezbatem, nu așa? De aceea, poate că înțelegeți de ce alegem un subiect pe care nu este clar. Dacă e clar, n-are rost. Deci, aleg un subiect care nu este clar. Acum, mai sunt situații când suntem la început, suntem începători și asta se întâmplă, o să vedeți că se întâmplă dacă vreți să practicați un pic dezbaterea. Chiar dacă subiectul este clar ambelor părți, pentru ca să putem practica, putem să ne folosim. Dar nu în situații în care, cum să spun, adversarii sunt la un nivel foarte înalt. Deci asta la început putem face. Dar, deci, când se dezbate cu adevărat, atunci trebuie să fie întotdeauna ceva care nu este complet clar. Clarificarea va fi cel puțin una dintre cele două părți. Deschiderea. Deschidem. Cum deschidem? Prezentăm subiectul, da? Și facem afirmații. Deci, fiecare enunț logic, cum am spus înainte, ați auzit și în cursul 4, are trei părți. Deci subiectul, tong pani ciucen, adică hai să considerăm vacuitatea, afirmația, afirm, nu pointe, vacuitatea este un lucru care funcționează, da? Aici spune drupja, afirmații. Deci, subiectul este vacuitatea, afirm că vacuitatea este un lucru care funcționează, ceva care face o acțiune. Ok. Și acum revenim. Deci, acesta este, să zicem, silogism. Și acum revenim la modul de a reacționa. Cel care se apără, și asta e foarte important, are două, poate reacționa în mai multe moduri. A. Dacă cel care se apără este de acord, dezbaterea s-a terminat și se trece la următorul subiect. Când cineva spune, deci este de acord cu mine, să zicem, vacuitatea este ceva care nu se schimbă, el îmi spune, do, așa este, e de acord? Și am terminat dezbaterea. Du. Noi spunem du. 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 Dar puteți să spuneți du. Da, este adevărat. B. Cel care se apără nu este de acord. În dezbaterea pe care am făcut-o înainte, dacă ați văzut apărătorul, când nu a fost de acord
Da? L-a întrebat pe atacant, de ce spui asta, Cicir? Sau de ce vacuitatea este ceva care funcționează? Deci poate să întrebe. Ce? În acest caz, atacantul trebuie să dea un argument. Deci, cum am zis, silogismul are trei părți. Subiectul, afirmație, argumentul. Apărătorul nu este de acord. O să vedeți asta și puțin mai târziu, da? Să aveți răbdare. Și a cerut atacantului să argumenteze. După ce i-a fost dat argumentul, apărătorul se gândește dacă este de acord sau nu cu argumentul. Dacă nu este de acord, el poate reacționa în două moduri. Oh. Și acestea sunt cele două moduri. El poate spune, argumentul pe care l-ai dat nu este corect. Adică, azi nu este joi, azi este sâmbătă. În tibetană, tak madrup. Acestea vor fi cuvintele pe care le veți folosi. Tak madrup. Tak înseamnă ta, argument, motiv. Madrup nu este corect, incorect. Tak madrup, argumentul nu este corect. Și al doilea lucru care se poate spune, argumentul kyapa majung. Argumentul nu dovedește afirmația. Deci din faptul că este joi sau sâmbătă, nu rezultă că vacuitatea este ceva care funcționează sau nu funcționează. Da? În tibetană spune kyapa majung. Kyapa înseamnă necesar. Majung nu ține. Kyapa majung poate fi tradus că nu rezultă neapărat. Nu rezultă neapărat. Deci în cazul nostru este clar că dacă spunem pentru că azi este sâmbătă, nu demonstrează faptul că vacuitatea este ceva care funcționează sau nu funcționează. Da. Acestea vor fi cuvintele, acestea vor fi reacțiile voastre. Da? O să vă dau formatul și o să vedeți. Acestea sunt reacțiile pe care sunt trei reacții. Du, da, corect. Tak madrup, nu este corect. Chiapa majung nu rezultă. Din faptul că mi-ai dat argumentul ăsta, nu mi-ai demonstrat afirmația. Nu rezultă afirmația. Și o să vedeți că intrăm în el. Două tipuri de greșeli. Atacantul mi-a argumentat pentru că astăzi este joi, iar aici sunt două greșeli. Prima, azi e sâmbătă și nu este joi. A doua greșeală este că chiar dacă ar fi spus corect că astăzi este sâmbătă, tot nu mi-ar fi demonstrat că vacuitatea este un lucru care funcționează. Deci, ordinea răspunsurilor este foarte importantă. Dacă credem că argumentul dat este greșit, ar trebui să spunem argumentul este greșit, v-am spus. Dacă mai întâi am spus greșit, tak madrup, azi nu este joi, după care atacantul îmi demonstrează într-un fel că astăzi este joi, atunci pot spune, da, poate astăzi este joi, dar asta nu demonstrează că vacuitatea funcționează. Deci există o anumită ordine, dar o să vedeți cu timpul, da? O să vedeți subtilitățile demonstrației. Deci, care este ordinea? În primul rând, dacă argumentul este corect sau incorrect, și doi, dacă argumentul demonstrează afirmații. Ok? Deci, structura, din nou, structura formală revenim din nou, la mare vine din nou asupra acestui silogism. Să vedeți, deci aceasta este structura și aceasta o vom folosi, da? Până la capăt. Subiectul, Chuchen, afirmația drupjei ciu și argumentul tac. Deci, deschidem dezbaterea. Atacantul spune să considerăm vacuitate. Subiect. Apoi afirmăm. Ce afirmăm despre vacuitate? Vacuitatea funcționează. Dacă dezbate cu mine, am să spun, de ce spui asta? Argumentează. Considerăm vacuitatea, afirm, vacuitatea funcționează.
Celălalt este de ce spui asta, în momentul în care spune de ce spui asta, într-un fel îmi dă acordul, că, adică, că suntem pe un teren totuși comun. De ce spui asta? Și atunci atacantul trebuie să-mi dea un răspuns, un argument corect sau greșit. L-am spune la doctorul matematică, spune la fel ca în geometrie, da? Fel ca în geometrie. Considerăm un triunghi. Dacă unghiurile bazei sunt egale, atunci este isoscel. Deci există ceva ce trebuie să demonstrăm și există demonstrații. Nu așa? Deci afirmăm ceva și demonstrăm. Așa facem și în geometrie, care vine de la greci. Ok. Subiectul împreună, subiectul și, și afirmația împreună se numesc drupșa. Drupșa. Subiectul și afirmația împreună. Sau teza, sau afirmația care trebuie demonstrată. După cum am spus, argumentul poate fi orice. Hai să considerăm vacuitatea, este un lucru care funcționează pentru că m-am dus joi la teatru. Pot să dau orice argument, așa? O să vedem mai târziu ce înseamnă un argument corect și ce înseamnă un argument incorrect. Ok. O să vedeți și un film. Nu știu dacă l-am aici. Să vedem. Poate în cealaltă lecție. Dacă ați văzut dezbaterile în... eu știu dacă v-ați uitat pe YouTube și ați văzut dezbaterile între călugări, sunt foarte teatrale. Atacantul atacă, apărătorul stă cu, cum se zice, fața de poker, poker face. El spune, da, nu, de ce? Astea sunt răspunsurile lui. Tac mă drup, chiar palma jung, da? Astea nu răspunde altceva. Stă pasiv și lasă pe atacant să se descurce, încurce cum trebuie. De ce? Pentru că are scopul să-l aducă pe atacant la contradicție. Deci, apărătorul stă pe poziție foarte bună. Nu muncește așa de mult. Dacă atacantul este bun, va alege din capul locului acel punct în care știe că va avea probleme. Îl va lăsa pe celălalt să-l complice pentru că vrea să afle singur ceea ce nu știe. Deci trebuie să îndrăznim. Trebuie să îndrăznim. Deci nu e o rușine că nu știm. Nu știm nimica, la urmă. Deci, așa cum am spus, într-o dezbatere apare spiritul de competiție, ceea ce este un fel de mândrie. Pe de altă parte, dacă vrem cu adevărat să aflăm adevărul, nu vom rămâne blocați în mândrie, pentru că nu vom ajunge nicăieri. Nu va trebui să ne fie rușine, chiar dacă ne vom încurca. Și ne vom încurca, o să vedeți. Ne încurcăm. Dar trebuie să intrăm curajoși în dezbatere, să nu ne fie frică de ce spune celălalt. Da? Aici este o practică între două persoane. Celălalt își va juca rolul, va sta pasiv și noi vom munci din greu. Noi muncim din greu. Atacantul muncește din greu. Cine e atacantul ăla care ia mala și o mișcă și... O să vedeți. Dă din mâini, dă din picioare. Nu așa? Ați văzut asta? O să vedeți imediat. Dansează, strigă. Totul este teatral. Deci, pentru a rezuma, subiectul pe care l-ați ales trebuie să fie ceva pe care adversarul îl percepe cu țema, percepție validă, A. B. Amândoi trebuie să aibă o percepție validă a aceluiași lucru, altfel, dezbaterea nu este valabilă. Afirmația nu trebuie să fie clară adversarului, pentru că se spune este păcat de discuție. Ce? Ambii trebuie să fie de acord cu subiectul, să aibă percepția validă asupra subiectului, dar nu sunt de acord cu afirmația. Deci subiectul este comun pentru amândoi, dar afirmația, da? Celălalt trebuie să fie de acord cu afirmația. Altfel nu are sens să mai dezbate.
Da? De lucru pe care încercăm să-l demonstrăm, nu trebuie să existe, mai ales când discutăm despre vacuitate. De multe ori vrem să arătăm ceva care nu există. De multe ori vrem să arătăm că felul în care percepem ceva, că acest lucru nu există așa cum credem noi că există. Și care sunt cele mai grele, să zicem, dezbateri când intrați pe ceva, cum am zis, cu mantra, ceva care nu percepeți. Deci, subiectul trebuie să fie ceva care este perceput valid de ambele părți. Asta v-am spus în mare. Ok. Scopul dezbaterilor este să ne ajute să înțelegem vacuitatea. Vacuitatea este foarte greu de înțeles, dar putem, prin logică, să aprofundăm înțelegerea ei și acest lucru se numește Sengenaro, răgetul leului. Dacă dezbaterea este bună, adversarii cunosc bine materialul și știu să raționeze bine, este ca răgetul leului care elimină concepțiile greșite pe care le avem despre vacuitate. Opiniile greșite care pot răni oamenii, care pot ucide. Și acesta este rolul a dezbaterii. Răgetul leului. Să eliminăm concepțiile greșite, ideile, pentru că vedeți și voi că tot timpul stăm avem idei preconcepute, opinii și poate că încetul cu încetul veți începe să gândiți altfel decât ați gândit înainte. Deci să analizați, da? Începem să analizăm lucrurile. Dar de ce spun eu asta? Puteți face dezbateri și cu voi înși. Deci aceasta a fost lecția 2. Asta ca deschidere, să zicem. Și vom intra mai adânc în subiecte. Ok, și facem o pauză de? Cât este ceasul acum? 5. Cât este? 1. Deci la 1:30? Avem timp. Avem. Și atunci... Da, o să-i. Sașe, poche, cerșe, neto, rira, mici, de, nefa, sanghe, shindu, mite, uva, drogum namda shinlam chupa shu idam guru ratna mandala kamya tayam